frumos să vorbesc eu despre poate că sumele sunt confidențiale și n-aș putea eu să vorbim. Dar, sigur, la unii dintre ei a fost vorba de jumate, la alții poate și mai bine. Care e limita nouă impusă? Limita nouă impusă a fost de 1500, maxim. 1500 de euro. Deci vă dați seama când vorbesc de ce salarii s-au plătit la Gaz Metan. Deci cine vrea să accepte limita asta? Sau asta nu înseamnă că, deci, pentru jucătorii cu nume a fost aceasta. Unii pot să vină și la 500 sau la 700 sau la 800. Dar din punctul meu de vedere, ce s-a plătit aici la Gaz Metan, la Liga 2, a fost o risipă. Pentru că ei trebuiau să demonstreze că nu e așa, pentru rezultatele în teren. Am preluat o situație, am spus și spus. Nu vreau să fac revoluții de la început, pentru că până n-am constatat și eu, nu puteam să fac mai mult. Din iarnă, sper că toată lumea să-și dea seama că la Gaz Metan trebuie să revenim la normalitate. Banii se câștigă doar pentru prestații în teren. Deci cine va juca, va câștiga. Cine va sta pe margine, e posibil să stea, să aducă și bani de acasă. Asta e viața. Oricum, mi se pare că pentru jucătorii titrați este un salariu mai mult decât decent la nivelul Ligii a doua. Nu e Gaz Metan singura echipă? S-a mai întâmplat și în Liga 1 ca unele echipe cu jucătorii plătiți la zi sau poate în avans o lună să aibă prestații cel puțin lamentabile. E o problemă fotbalul românesc? E problemă, e posibil, e posibil. E posibil, știu eu. În general, performanța România a fost făcută de cei care au avut foame sau au fost flămânzi. Vorbind așa un pic. Regretați undeva că n-ați luat aceste decizii mai devreme, deși timpul a fost foarte scurt? Nu, n-aș fi putut să le iau mai devreme. N-aș fi putut să le iau mai devreme, eram în plin campionat, vă dați seama ce ar fi însemnat să venim de la început să facem o asemenea revoluție. Riscam să nu avem nici punctele care le-am luat în clasament. Dar este clar că nu mai putem să ne prezentăm de asemenea manieră și să aruncești cu banii. Măcar, v-am spus, la fotbal se poate întâmpla orice. Și eu, la rândul meu, sunt analizat, sunt trecut printr-un filtru. La vară, dacă se demonstrează că grozavul nu a făcut ce trebuie, grozavul pleacă, fără doar și poate. Și nu vreau să spună cineva de unde câți bani a cheltuit și n-a făcut nimic. Eu sunt pentru ca jucătorul să fie plătit la zi, că așa este normal, atunci când semnezi un contract să fie plătit, dar nu pentru a semna un contract care nu justifică, știu eu, pe prestație sumă de bani care este trecută în contract. Deci nu mi se pare normal ca jucătorii care au fost până acum plătiți să fie să nu joace, fie să nu aibă randament și atunci să fie plătiți indiferent de rezultatele din